dimineața, sănătate. Despre sănătate, acum așa, la început de vacanță. Început de vacanță, eu știu, nu neapărat la început de vacanță, sau da, ce să faci ca să n-ai dureri de cap, pentru că mă gândeam să discutăm despre cauzele durerilor de cap, ce ar trebui să-ți atragă atenția și să te trimită de fapt la medic. Deci am ales subiectul. Organizația Mondială a Sănătății estimează că jumătate dintre adulții din întreaga lume suferă de dureri de cap, cel puțin o dată pe an, cefalea fiind una dintre cele mai frecvente dureri cu care se confruntă omul modern. De cele mai multe ori, durerea de cap este un semnal de alarmă pe care organismul îl transmite atunci când ceva nu este în regulă. Ce pot ascunde durerile de cap, din ce cauze pot apărea și când reprezintă un motiv de îngrijorare, aflăm acum. Durerile de cap nu țin cont de vârstă. Pot avea cauze ușoare, dar pot ascunde și afecțiuni grave. De câte feluri pot fi durerile de cap? Durerile de cap pot fi acute sau cronice, permanente sau ocazionale, apar la orice vârstă, predominant la sexul feminin. La copii apar frecvent în ultimul timp, cauzate de un conflict emoțional sau poate de o supra-solicitare psihică, sau pot ascunde o parazitoză intestinală, o alergie respiratorie sau chiar o tumoră. De multe ori, durerile de cap reprezintă o reacție de adaptare a organismului la condiții de mediu nefavorabil. Meteosensibile, de exemplu, care reacționează prin durere de cap la variațiile bruște de temperatură sau de presiune atmosferică. Alte cauze includ o poluare fonică, deci zgomote puternice, sau o iluminare incorrectă a încăperilor. Infecții, inflamații la nivelul căilor respiratorii. Și vorbim de viroze, inclusiv gripa dă dureri de cap puternice, alergiile respiratorii, de asemenea sinuzita dă dureri de cap însoțite de accentuarea acestor dureri la schimbările bruște ale capului. La fel, atenție, infecții, inflamații la nivelul dinților sau gingiilor pot genera dureri de cap persistente. Hipertensiunea, deci creșterea tensiunii arteriale, poate da dureri de cap care apar în zona cefei sau în spatele ochilor, însoțite de tulburări de echilibru și tulburări de vedere. La fel, spondiloza cervicală dă dureri la nivelul cefei. Ce pot ascunde durerile de cap? Durerea de cap trebuie diferențiată între o durere de cap de intensitate mare, asta poate ascunde o hemoragie intracerebrală, un accident vascular hemoragic, în orice caz o afecțiune amenințătoare de viață, ceea ce presupune ca pacientul să se prezinte în regim de urgență la un spital de urgență cu unitate de primire urgență. Și mai este durerea de cap cronică, trenantă, care durează de câțiva ani de zile și care nu necesită evaluare în regim de urgență, necesită ca pacientul să se prezinte către un serviciu ambulatoriu de neurologie și de cele mai multe ori nu ascunde o patologie amenințătoare de viață, chiar dacă doare într-un anume punct fix. Anumite probleme oftalmologice ne pot da dureri de cap? Ne gândim la dioptrii, pentru că în momentul în care sunt prezente dioptrii, noi nu ne dăm seama, nu știm cum vede celălalt, nu putem să comparăm. Simțim doar că ceva e în neregulă, inclusiv durerile de cap. Și nu în ultimul rând mă gândesc la glaucom. Glaucomul e o boală foarte, foarte păcătoasă care poate să îmbrace o grămadă de haine. Sunt fenomene care implică manifestări vizuale și inclusiv dureri de cap. Dureri de cap puternice sau dureri de cap constante care apar în anumite momente ale zilei. Poate provoca dureri de cap, stresul, supra-solicitarea fizică și psihică, un stil de viață alert, nesănătos, fără odihnă, cu provocări la serviciu. Toate acestea pot da dureri de cap permanente care alterează calitatea vieții. Dar eu zic să profităm că săptămâna aceasta cei mici sunt în vacanță, noi nu avem, dar măcar să ne găsim clipe de relaxare, așa că eu vă doresc tuturor săptămână minunată și fără dureri de cap, nu? Mulțumim tare mult, ne vedem!